Salut, Arturo, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Minecraft. De data aceasta, episodul al treilea Minecraft Survival pe harta mea. Și în episodul trecut am găsit acest portal și trebuie reparat. Mă rog, nu știu ce e chestia asta. Aici mai sunt aici niște scări. Și mă rog, trebuie, mai are nevoie una, două, de două bucăți mai avem nevoie pentru a termina portalul. Deci, ai vrea să apăsați pe butonul de like, de subscribe și să-mi lăsați un comentariu să văd dacă vă place seria. Vă mulțumesc. Mă rog, ne-am pus patul și chestul aici, crafting-ul, furnalul, și vreau să mai vedem ce mai putem găsi prin zona asta. Am găsit această sabie cu looting, am breaking, sharpness, e bine, am și folosit-o așa, vezi că dă damage. Aici uite asta cu apă, mă rog, acolo altă insulă, aici un porc, da, mă rog, e o zonă destul de ok, doar că nu prea e ce trebuie. Adică eu ai vrea să rămân aici lângă portal, dar ar fi bine să mergem puțin mai încolo, să pun carnea să la prăjit aici. Băgăm colo, așa, am carne, am niște pești, dar că nu-s făcuți, da. Hai să mai lăsăm în chest niște iteme, torțele, vreau ăsta, nu-mi trebuie. Pickaxe-ul ăsta îmi trebuie. Cam ăsta las, ăsta nu. Deocamdată trebuie ăsta. Parcă da, niște blocuri. Cred că ar fi bine să ne facem niște iteme. Uite că vine și noaptea. Ne facem, deci, un ex. Lopată nu. O sabie de piatră și cam atât. Băgăm și torța acolo, am pus-o din greșeală, dar mă rog. Și hai să lăsăm, nu, barca, îmi trebuie torțile astea. Le luăm. Bam, sabia. Mă rog, hai să ne și culcăm că vine noaptea. Vine noaptea și după ne omoară zombalăii. Așa, deci ceva nu să mai fac. Pun cablul ăsta aici, pickaxe-ul, lopata și gata. Deci știu aici zona, în principiu. Mâncarea, stai să am mâncarea. Am era să plec fără mâncare. Îți vine să crezi. Uite pește ăștia, mai pun să se facă și mergem la drum. Poate găsim un sat. Un sat ar fi perfect. Dar nu știu ce zic, că satul are chesturi și poți să găsești și de asta, de asta de ne trebuie pentru portal. Poți să găsești și, nu știu, nu-mi vine acum cum se numește. Dar hai să vedem, ne mai primăm pe aici prin pădurea asta, să vedem ce mai e prin prejur. Acolo o câmpie îmi pare destul de interesant. Aici oi, o grămadă de oi văd. Așa. Nu m-aș duce pe aici, m-aș duce pe câmpia aia pe acolo. Că să fiu sincer, pe acolo poți să găsești un sat, o șanse mai mari de sat. În pădure nu prea am văzut așa multe. Luăm și pumpkinul ăla, dovlecii, uite și măgar, mai mulți măgari, 4 măgari, bine, uite acolo portalul, deci să țin minte unde l-am lăsat, că avem și 4 și chestul ăla, am lăsat în chestul grămadă de iteme, pentru aventură, să nu ne încarce inventarul. Și
aș trece de muntele ăsta. Sincer, că da, am o vagă presimțire ca aia și cu asta e o insulă, cum ar veni. Că muntele ăsta nu prea pare munte de cum ar veni o lume. E o zonă cu foarte, foarte multe insule și mă enervează chestia asta. Portalul e acolo. Scopaci ăștia. Bă, sincer. Păi nu e nimic efectiv asta, până aici e o insulă. Am o vagă presimțire că va trebui să plecăm de la portal. Că nu o să găsim, doar dacă mergem la mină să găsim diamante. Da, așa un village. Ăla acolo, nu știu ce este. Hai să coborăm să vedem. Da. Bine. Mergem în partea asta aici. Oricum, noi trebuie să o luăm pe apă ca să ne întoarcem la înapoi la portal, dar mă rog, mai mergem pe aici. Pumpkin. Am mai găsit. Îl luăm și pe ăsta, că e bun. Ne facem o fermă de pumpkin. Nu e el cine știe ce, dar să fie acolo. O zonă destul de nasoală. Sincer, nu. Uite, lupi aici. Fazorel a murit, din păcate. Din păcate. Bă, sincer, cred că o să plecăm din nou de la portal, că mare lucru n-ai ce să faci cu portalul ăla. Și poate știm drumul. Acolo mă duc. Și dacă e să găsim de asta da, nu vine cuvântul ăla. Bedrock, cred că îi zice. Nu e bedrock, mă. Mă rog, bloc de la negru, nu mai țin minte cum îi zicea. Ne putem întoarce la portal și îl facem. Asta, la asta mă gândeam. Da, să mor puțin pe muntele ăsta să văd ceva, dacă se vede vreun village. Ar trebui totul să fie un village pe aici. E că ăsta e al treilea episod și n-am găsit niciun village, n-am găsit aproape nimic. În afară de două bărci și altceva, n-am mai găsit. Mamă, sănătos. Mi-a venit să strănut. Ăla e copac sau ce? Bă, cred că mă întorc repede. Bă, că se continuă pe aici. Da, mă întorc repede, îmi pun barca. Și ne întoarcem la... înapoi la portal, ne luăm itemele. Lăsăm acolo portalul, că avem ce să facem momentan cu el. Că nu mergem acum la mine momentan, trebuie să ne stabilim într-un loc, să ne punem chesturile și tot și după mergem la mine. Da, mă duc, pun bărcuța și ne întoarcem din nou la portalul, în patul, chestul, crafting-ul, furnalul și tot ce mai avem pe acolo. Și da, noi am venit pe acolo, deci în partea aia trebuie să fie. Am făcut eu schemă. Deci noi o să o luăm acolo, parcă era. Că noi pe acolo n-am urcat pe munte, deci portalul trebuie să fie acolo. Da, acolo.
uite-l. Da, oricum ne luăm barca și mergem în partea aia. Ai o barcă de pirați? Da, cred că e barcă de pirați. Găsești multe bărți astea de pirați, doar că n-au loot bun, frate. Efectiv au numai porcării. Efectiv, numai porcării au. Blocurile alea de gol să le luăm, că poate ne ajută, cine știe. Dar goldul, pot să iau blocul ăla de gol fără să... Nu știu ce zic, nu l-aș lua. Ăsta le luăm. Da, hai să lăsăm așa portalul. Poate îl mai găsim în alte episoade și măcar să arate bine. Fie așa frumos, uite. Bine-s. Deci ne luăm patul. Crafting-ul. Deci furnalul, patul. Crafting table-ul. Și chest-ul. Doar că ce ăsta, frunzele astea nu ne trebuie. Iron-ul ăsta e bun. Andesit-ul. Și luăm iron-ul, bine-s. Ce mai avem pe acolo? Copaci. Mă rog, nu e mare lucru. Și asta, bam. Siturile alea și gata, mergem. Purcedem la drum. Mă rog, lăsăm aici portalul pentru moment și când ne întoarcem la el. Și vedem, poate reușim să-l facem. Acolo, vreau să mă duc acolo. Mi se pare că e o barcă aia, nu știu sigur. Seamănă cu o barcă. Da, cred că da. Ba nu. Nu, a fost o mare țeacă. Ba da. Ce e asta, mă? Ba, uite că e barcă, vezi? Bine-s. Hai, mă bag tu sub apă. Aici nu e niciun chest, nimic. Uite, acolo s-ar putea să fie un chest, dar ne luăm bolele de apă, de asta, respirație și... Hai, nu. Da. Foarte mișto. Acolo cred că mai e ceva. Sper să mai fie ceva aici. Nu e nimic. E o mare țeapă. Barca asta a fost o mare extra turbo țeapă. Da, uite că vine și noaptea. Hai, ne punem acolo pe uscat să ne punem patul și ce mai avem. Să ne culcăm. Culcăm. Bă, n-am făcut mai nimic până acum în episod. Ceva special. Sper să găsim un sat care să ne punem, că acolo aș vrea să încep. Să ne poziționăm pentru început. Așa. Păi, mergem în partea aia. Sigur găsim ceva. Acolo să nu uităm barca și cu portalul. Ne mai mâncăm ceva. S-arunc? Ce s-arunc? Cartoful ăsta. Nu știu ce pot să arunc de aici. Uite ăsta, dioritul ăsta de rahat. Și mergem. Luăm barca. Am luat-o, bine. Hai, mă, urcă-te. Patinează picioarele pe ăla. Aici niște ioițe. Mam, deci cu coada ochiului am văzut că-s diamant acolo. Acolo altă pădure. Așa. Aici altă zonă de toată frumusețea. Bă, deci pur și simplu nu găsești nimic pe aici. O zonă de rahat, efectiv. M-a spawnat mega prost.
Și înainte mă spauna numai lângă village-uri. Esențiile de astea de piatră. Ce am? Ce-i aia? Ce-i chestia asta? Păi n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Închisoare? Ce-i aia, frate? Ce ciudat. Deci până acum am găsit o grămadă de bărci, un portal abandonat. Și acum am găsit chestia asta. Asta e încă un portal abandonat. Mamă, dar e mare. Un chest n-are? Lava aici, lava. Să nu... chicăm, să nu chicăm în lava. Bă, n-are, bă, că nu-i nimic pe aici lăsat, un chest, ceva. E doar un portal mare, fără absolut nimic. Efectiv, nu știu ce să zic de asta. Asta, tort aici. Ce ciudat. Acolo încă o lumină sub apă. Dar să mă duc la lumina asta, nu știu ce e aici. E tot o de aia de am văzut și episoadele trecute, dar poate... Aoleu. Stați acolo, băieți. Stați acolo. Uite. Aici este niște temple. Nimic. Nu. Ia aerul. Mamă, deci dacă mai dă un căcat de la mine, am murit, efectiv. O să mor după. Repede, stai că trebuie să-mi fac viața. Bă, ne întoarcem la portalul ăla. Imens acolo. Nu mai, bă, efectiv nu găsesc absolut nimic. Nu mai găsim nimic pe aici. Bă, ciudat, ăla e foarte mare, e foarte, foarte mare portalul ăla. E imens. Bă, sincer, l-aș lăsa acolo. Efectiv, l-aș lăsa acolo pentru că nu ai nevoie, nu ai absolut deloc nevoie de el. Pentru că n-am cum să-l repar. Poate stai acolo 100 de ani dacă nu poți să-l repar. Eu vreau sat, atără. Un sat unde să-mi pun lucrurile, să scap de frica asta că mor și că... O să vedem, mai aveam eu niște pești pe aici. Unde sunt? Ăștia dau mâncare sau... Scădau, e bun. Bă, deci nu e absolut nimic. Absolut nimic. Dita mai muntele. Mamă, deci stăm și ne plimbăm așa. Parcă vezi că am trecut de un sat până acum. Bă, nu e absolut nimic. Nimic nu e. Oh! În sfârșit, în sfârșit, frate, am găsit. Am găsit sat după 1000 de ani. Și cred că arată și foarte fain. Arată și mișto. Bă, deci am găsit sat.
După 50.000 de ani am găsit și noi un sat. Bine-s, bine-s. Pe bine-s. Ma, pe bine-s. Bombă. Poate găsim și niște de la ca să reparăm portalul. Mamă, și aici pe munte arată fain. Bă, aici cred că o să ne facem căsuța. Am găsit și zona unde ne facem. Mamă, vezi că arată torțilă. Acolo e portalul ăla mare. Cu celălalt portal tot acolo. Bă, arată bine. Hai să vedem, poate găsim niște chesturi pe aici. Nu, nu găsim. Hai să închidem ușa, că după nu e frumos. Un pat galben. Pâine. Bună. E bine. Pâine e bună. Așa. Nu mai închid ușa, las așa. Crafting. Ce mai e pe aici? O vacă. Asta e pociuni. Nimic interesant pe aici. Bă, absolut nimic. Aici ce mai e? Încă un chest. Armură. E ok. Las-o aici pe asta. Luăm pâinea. Mhm. O, și continuă până jos. Aici văd că mai e ceva. Uite, pe aici papă, coborâm. Mare batul ăsta. O, ce faci, frate? Eu ce acolo, mă? Eu ce? Uite unde stau căcații ăștia. Bun, plecăm. În momentul de față am plecat. Coboară, frate. Stăm aici până ne facem viața, că ăia-s dori. Nu te joci cu ei. Și mai mulți cartofi, pâine, mere, e bine. Dă pâinea asta la loc și facem așa, mâncăm pâinea și mergem să-i batem pe căcație. Torțele vreau aici, bam. N-am fost viața mai repede. Îi batem pe aia acolo. Bă, arată foarte mișto zona. O casă acolo pe munte trebuie să ne facem. O să ne facem în următoarele episoade. Aici avem fermă de cartofi. Îi luăm altă dată. Hai, urcă-te, unde sunt băieții? Mamă, ce s-a auzit. Aici e mină, dar nu mai. Aia e mină deja. Acolo la fel, bă, că e. E și acolo mină. Dar ce e? E lavă? E lavă. Bă, cred că în următor... Ah, era să mor. În următorul episod o să mergem jos. Să vedem ce reușim să găsim. Că momentan rămânem aici, în satul ăsta. Și după... Cred că ar fi mai bine să ne facem casă în următorul episod și după să mergem în mină. Să mai explorăm aici. Bă, arată super fain zona. Arată super fain zona. Și... da. Hai să ne lăsăm ăstea. Din chest. Ta, ferească. Nu. Lasă acolo, că era să murim. Era să murim. Bă, ne punem și noi în casa asta. Că e mai mare. Bă, să pun.
patul să mă culc. Punem chest-ul și crafting-ul. Unde-i crafting? Crafting table-ul. Bam aici, furnal aici, chest. Ha! Chest-ul ăsta îl punem și pe el aici. Deci punem asta. Punem toate astea, nu avem nevoie de ele. Cam așa facem. Și pe aici că mai e un spate, e mare tare satul ăsta. E gigantic. Pe aici mai sunt niște căsuțe. Aici jos mai coboară, vă că mai coboară. O oaie. Mamă, dar vezi că... Băi, e șmecher satul ăsta. Aici rămânem, nu mai plec eu din satul ăsta în viața mea. Viața mea. Uite că mai e pe acolo, mai coboară, dar n-are. N-are mare lucru. Eu nu înțeleg cum fac ăștia drumul. Sar până jos. Eu știu. Aici nimic. Aici la fel au făcut drumul. Foarte prost. Aici în casa asta ce mai e? Aici nimic. Aici cărți văd. Nu vreau mă să fac trade cu tine. Lasă-mă în pace. Hai să facem trade. Nu pot să-l fac acolo. Coborăm tot pe ușă ca oamenii civilizați. Bine-s. Nu pe acolo nimic. Bun, nu mare lucru. Aici ceva de la mare ăsta. Un tavan de toți banii. Aici este ăsta. L-am luat. Aici am fost, da. Uite o pisică. O pisică. Bă, băieți, cred că ăsta a fost episodul. Am găsit sătulețul. Ne-am pus aici în casă toate itemele și tot ce avem. Și noi ne reauzim în următor episod. Like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!